Salutare, acvariști și acvariste! Acum ceva vreme am avut o conversație cu fosta acvaristă. Vorbisem despre durata de viață a peștilor beta care sunt ținuți în bol. Atât conversația respectivă, cât și anumite conversații pe care le-am avut cu abonați, m-au pus pe gânduri pentru că au fost câteva persoane care au zis că lor le-au trăit peștii cam 4 ani, poate un pic mai mult. Înainte să trecem la aspectele tehnice care ar putea să explice acest lucru, vreau să menționez că nu sprijin în niciun fel această practică de a ține pești în boluri, ci vreau doar să vă dau o explicație și după aceea să, să folosim informațiile acelea într-un mod constructiv ca să obținem aceleași rezultate în acvariu. Un alt lucru pe care trebuie să menționez este că eu personal am eșuat în a ține pești beta în acvariu mai mult de 2 ani dar acest lucru poate să fie și din cauza că la noi apa este dură. Deci dacă apa nu este potrivită, degeaba e tot felul de măsuri suplimentare pentru că chimia de bază nu se negociază. Deci avem aceste persoane care susțin că peștilor au trăit în jur de 4 ani și asta în condițiile în care bolul respectiv nu avea filtru, în unele cazuri nu avea nici încăzire, nu avea plante și nu prezenta suficient spațiu pentru pește. Aceste boluri cu pește au un regim de mentenanță destul de interesant, adică foarte diferit față de cel a acvariilor. În primul rând pentru că schimburile de apă sunt integrale, adică se schimbă toată apa din bol, acei 4 litri, 5 litri sau chiar și mai puțin în anumite cazuri sunt foarte ușor de schimbat și deși supunem peștele la un șoc chimic în sensul că se tot acumulează amoniacul și după o săptămână dintr-o dată scade la zero și începe să uce din nou după care iar are acel colaps deci în ciuda acestui lucru peștele continuă să trăiască bine una din explicații la care am ajuns este că nu există o acumulare de materie organică adică există însă nu în cantitate mare și puținul acela care se acumulează este evacuat în fiecare săptămână. Pe când în acvariile cu substrat, știm că substratul trebuie aspirat, altfel nu putem să ținem curat și chiar dacă îl aspirăm s-ar putea să mai rămână câte ceva prins între pietricele care se eliberează la un moment dat de acolo și începe să circule în coloana de apă. Totodată, în cazul acvariilor, schimburile de apă sunt parțiale, de obicei nu trecem de 25% și putem să ajungem la 50% doar în cazuri extreme, când facem un tratament anume sau dacă descoperim dintr-o dată că ni s-a acumulat prea mulți nitrați. În acvariile plantate avem și plantele care mor sau frunzele lor care se descompun și ele contribuie la producția de materie organică. Și probabil eliberează și anumite substanțe care pot fi nocive pentru pești. Dar toate acestea sunt doar niște ipoteze de ale mele și nu pot să le susțin cu dovezi științifice. În ce privește încălzirea bolului, aici sunt mai multe variante. Varianta cea mai bună este când peștele este adaptat la temperaturi mai scăzute, adică nimerești un pește care deja ia nu știa câte generație, care se poate adapta la temperaturi de sub 24 de grade. Avem cealaltă variantă cu care mă întâlnesc destul de des în cadrul conversațiilor pe care le am cu anumiți abonați, și anume temperatura scăzută face ca peștele să se îmbolnăvească sau chiar să-și moară. Acești pești care stau în apă rece ajung să stea mai mult pe fundul recipientului, stau nemișcați, mănâncă puțin și în rest nu au nicio activitate. Deci, în cazul peștilor beta, acesta poate fi un semn al hipotermiei. Mai este cazul în care temperatura aerului din cameră depășește 23 de grade și atunci bolul respectiv nu trebuie încălzit și peștele nu pățește nimic. Deși bolul are anumite avantaje prin simplitatea lui, nu recomand să țineți pește în așa ceva, ci mai mult să încercați să copiați câte ceva din aceste avantaje. De exemplu, schimburi de apă mai mari dacă este necesar și aici este nevoie și de o monitorizare a nivelului de nitrați. Probabil ar trebui să ținem sau să țineți mai puține specii de plante și anumite plante care sunt mai stabile, care nu se distrug foarte ușor, care rezistă foarte bine la condițiile din acvariu și astfel nu produc diverse substanțe organice. Aspirarea substratului rămâne o practică foarte bună. Asta vă scapă și de anumite materii organice acumulate și vă ține și substratul mai curat. Și deși am spus să țineți mai puține specii de plante, asta nu înseamnă că să aveți doar 2-3 fire de valisneria pe undeva, ci puteți să aveți plante în tot acvariu, adică să fie o junglă, ceea ce este mult mai aproape de mediul natural în care trăiesc acești pești. Cam astea ar fi observațiile mele. Sunt foarte curios de părerile voastre. Puteți să veniți cu diverse ipoteze, cu teorii, cu ce vă trece prin minte. Poate putem să mai învățăm câte ceva din asta. Și pe această cale aș vrea să recomand tuturor celor care vă uitați la acest episod să vă uitați în secțiunea de comentarii, probabil găsiți acolo ceva constructiv, ceva ce vă poate fi de folos. Asta ar fi pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.